Salutare fani și bine ați venit la un episod 21 Pack Opening, primele Last Squad Battles și alte pachete, printre care chiar și niște preview-uri din care am avut noroc până acum, pentru că l-am prins pe Neafer la Mendy, cu care mi-am făcut echipa asta. Echipa cu care am scos, din păcate, clasicul 19 win-uri la Weekend League. Ce să faci, n-ai ce să faci. Sper să reușesc să întăresc un pic echipa, dacă nu, Moș Crăciun și prietenii săi. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și butonul de like. E foarte important să vă abonați și legendar din portul care ați deja, să folosiți codul CATA XPGG pe PC Garaj la absolut orice cumpărați. Nu contează prețul. Let's go time. Bun, cum am zis, asta e echipa. Sper să vină ceva interesant la echipă. Că n-ar fi rău. Adică am putea trece de la 19 win-uri la 20 lejer. Am apăsat aici. Trebuie să dau pătrat. Luăm cașcavalul, luăm oprenii la Squad Battles, Gold 1, din păcate, nu vreau să vă zic că a fost la distanță de vreo 150 de puncte de Elite 3, nu că ar fi contat tare mult, oricum nu erau cine știe ce pachete, dar nu. Ratăm din nou chestii, ca de obicei. La Mustaț. Hai să dăm prima dată la Preview Packs, pentru că dacă nu dau la Preview Packs, o să uit. Prima dată luăm astea două de aici și le-a. Cum ar fi? Îmi dea ceva de 40 de miliarde, de triliarde de dolari. Otică, nu? Skip. Să dați și voi preview pack la gen absolut orice pachet. Că nu știi niciodată ce spică, dacă îți spică ceva. Oare din astea am luat data trecută inform? Nici nu mai știu. Ok, nici măcar board. Deci, Țăpălaina. CAM to CM. 7500 costă pachetul. Ok, nu mai contează. Nu! Mai aveam un promo pack. Și pachete 25.000. Nu știu dacă sunt făcute manevrate pachetele astea. Ok. Nici măcar board. Posibil preview pack-urile să fie un pic mai slabe decât pachetele normale. Nu primești chiar foarte multe chestii. Și am deschis destul de multicele pachete și un picat într-adevăr un Ferland Mendy Foot Birdie. Dar nu. Când deschis multe pachete aștept să fie și ceva la un moment dat. Începem cu boards, ok, aia nu-i rău. Argentina, striker, Grasso, am uitat cum îl cheamă pe ăsta. Higuain. Și ăsta are o imagine total diferită, sper să-l bagi, de fapt nu știu dacă l-ai bagat la FIFA 22. Ichel și cu dita mai barbă de God of War. Dacă s-ar vopsi pe fățău, ar putea să arate exact la God of War. Pachet tradable, not bad. Un Hunterini, pe-a venit Bărnuțiu, băieți. Prietenul nostru de o viață. Ce metu ce de me parcă e, opa. Nu vedeam, Y. A, nu-i? Ok. Cred că e 5.000. Cred că ce de metu ce mei e 5.000, de fapt. Nu am cine știe ce pachete. În cazul în care primesc absolut nimic de la pachetele astea, o să fac pachetul cu 83x25 de la, am uitat cum îi zice, Icon Swap. Dar să sperăm că ne dai ceva. Și începem cu un 80 Berardi din 75, not bad. Not bad, my friend. Ai gigele. Mă enervează că pune pachetele astea gen... Oh, walkout! Nu cred, din pachet din 75. Croatia, CM. Modric. 92 din 75. Not bad. Nu cred că pot să-l integrez pe nenea Modric. Kante mi se pare mai bun decât el și Philips. Dar e un 92 rating care o să intre perfect la un SBC. Din 75 plus nu mă așteptam vreodată. Și nu mai știu ce ziceam. A, dar ar trebui să facă o chestie. Să pot să selectez tu de acolo. Ai, și am vrut să fac schema cine e prost. Să pot să selectez din setările cum ar veni de la pachete. Să ți le ordoneze în funcție de prețul lor. Sau ceva în genul. Bun, nenea Modriceau, 4 cu 5, hai cu medium, dar n-arată rău cardul, chiar foarte bine, dar cu siguranță nu o să-l bagă în echipă, numai dacă nu cumva pică un hazard din ăla verde, da, no, șansele care or fi. Back to back walkout din 75 plus fiți antenă, vezi prima dată aici, poate că nu, stai foarte bine până aici, ceva neașteptat din 75 plus. Într-adevăr și boostate pachetele acum pe final de joc. Altfel deschideam vreo 3.000 din astea dacă eram la început de joc. Two rare gold cărnați. Haide!
Nu vrei cu walkout, nu vrei cu walkout. Skip atunci. Ok. Îți bun și așa că mai fac un player pic mai o vrăjală. Fiind clubul absolut, sau bine nu chiar absolut gol, dar aproape gol. Ce pică, pică, ești nebun. Ne-am borzichea. 81 cu 80. Uite așa, eu deschid pachetele, dar nu știu care sunt scumpe și care sunt ieftine. Dar dacă aveam manevra aia cu ordonare, stăteam pe spate. Nimă, nici în ăsta borzi și nebun. Ok. Hai că-i pun pe ăștia la verificat. Ăla era cumva de la Steaua. Acum ceva în comentarii. E FCSB. Bun. Hai că lăsăm pe astea de la început la final. Știu sigur că Rare Gold Pack-urile sunt de 25.000 pentru că le-am avut la precomandă și au fost absolut șimpoi. Șimpoi și nici măcar cu două bile numai cu una. Da. Și continuă să fie genial. Dar, totuși, pachetele astea nu sunt la fel de slabe ca Ultimate Pack-urile. Sau ca pachetele de 100.000. Măcar, uite, mi-a dat un Shadow. Mamă, ce m-am speriat. Holy shit, Wolfie King, mersi fain de membership. Tocmai ce mi-am dat seama că am câștile date la maxim. Holy schnitzel. Era să fac moale. Poate să-i băd. Și ne-a Nuț Niculin, nu știu dacă ești cumva pe la clip. Am scris pe Instagram, mersi fain de membership, că nu l-am văzut ieri. Am acolo cu Weekend League foarte, foarte tensionat. Deci am discutat despre... Ima, ia, încă un Hunter, ok? Deci am discutat despre memberships. Mother Flowers. Bun. Premium Gold, player, premium gold. Nu-mi zic că toate sunt premium gold. LOL, toate sunt premium gold. Și Red Player, sper, hai că lasă la pe final, că poate mai scump decât astea. Ne dai ceva din pachetile astea? Măcar un board. Walkout! Ah, e normal. Măcar portar, rating mare. Ce mai cross? Oare l-am băgat la SBC? Cred că l-am prins pe cross într-o săptămână, că numai de o săptămână practicam clubul. De minim 3 sau 4 ori. De 2 ori sigur l-am prins și asta ar fi a 3-a oară, dar nu știu dacă l-am prins cumva. Ok, perfect. Nu l-am băgat la SBC. Adică l-am băgat la SBC. Nu, cu XL. Hai că se împart. Și ce discutam înainte să vină o caută? Nici nu mai știu. Membership-uri, nu mai știu. Boards. Nu ai fake boards. Nu e 83, fiți antena. E 82 sau 81, că e din ăsta UCL. Deci manevră mereu, normal. Dacă primești walkout din ăsta UCL, 100% nu-i walkout, o să fie 84. Dacă primești board, 100% nu-i 83, o să fie 82 sau 81. Nu știu dacă merge și mai jos. De atât. Haide cu metri, un pachet tradable, un jucător de 1.000.000. Walkout? Rozosinus? Keylor Navas? Nu-i bine băieți, că-l mai am o dată. Și fix pe ăsta. Aba, nu mă, stai. Nu. Asta e flashback de la ultimul preview pack pe care l-am făcut. Înainte ăsta pe care l-ați văzut deja pe episod. Și l-am prins pe Navas. Nu l-am, că nu l-am cumpărat pachetul pentru că era prea scump. Creier, ești nebun. 88 rating, not bad. Din nou intră la SBC, forță. Per forță, forță. Pică totuși carduri speciale, dar nu prea pică, cred că... Nu, pas cu un picel. Acolo de un meleon, să stăm pe spate. Walk-la-la? Nu, nu vreau să fie, am vrut să zic walk-out back-to-back, dar... Limbă plimbă în gura, în gură ce? Limba în gură ce? Andrada. Din nou, nu e Andrada care ar trebui să fie. Cred că e și dublură, da. Salvăm pe Andrada, let's go. Camara, șbang, șbang. Și trei pachete. Trei pachete din care speranța rămâne acolo. Dăm în mijloc pentru că în mijloc de obicei se ascunde mare icon, ești nebun. Moment. Stați liniștiți, băieți, că la ăla alt pachet. De fapt, am greșit eu.
Era alt mijloc. Salvăm pe Gușteri. Evertoninho. Salvăm, unu ești nebun. Hai cum e. Cristiano Ronaldo Totti. Să pot să-i bat și eu pe scârțari. Dar nici măcar Borț. Vlachodimos. Pe ăsta-l mai am. Miranda, un alta. Bun, mai salvăm un jucător. Șbanghili, șbanghili, șbanghili. Și ultimul pachet. Mâine o să fac un pack opening cu ceva SBC-uri plus pachetul ăla cu 83, X25. Și vedem ce pică de acolo. Oh, te vin de acolo mare rachete și bun. Să sperăm. Măcar un jucător utilizabil de acolo. Haide, walkout. Nu vrei walkout. Nici măcar, bă, ce-i cu pachetul ăsta? Iar din ăsta, bă, dar nu mai vreau să vă Libertadores, bă, le urăsc cardurile astea. În spatele lui este Cristiano tot. Da, o, adică nu. Dar măcar am avut super mega noroc și am prins din 75 plus, practic, cel mai bun pick, sau nu pick, cel mai bun card l-am primit tocmai din cel mai slab pachet pe care l-am avut la pack opening-ul ăsta, ceea ce e dubios. În mod normal ți aștepți pachetele scumpe să plătească ca mine cât pachetele care sunt 5 poie, ești nebun. Cam asta a fost pack opening-ul, mai este fan de vizionare. Să fiți super fan în continuare, sper că ați avut noroc la pachete, în cazul meu noroc, dar nu foarte mare. Dar e ok, decât nimic, mai bine așa. Nu uitați să folosiți codul CTXPUTZ pe PC Garage în cazul în care vă cumpărați ceva. Și am uitat să vă zic la început, în cazul în care vreți să vă cumpărați FIFA, îl găsiți pe G2A. Nu știu exact ce reducere, dar știu sigur că e mai ieftin decât să-l cumpărați direct de la băieții. Foarte corect, de la eSports. Zi fain în continuare, salutare, salutare!